Fermierii olteni încă mă așteaptă să primească subvenția unică de plată. Aceasta cuprinde atât subvenția pentru animale, cât și pentru suprafață. Peste 35.000 de fermieri olteni au depus aceste cereri, iar până în acest moment 98% dintre ei au intrat în posesia subvenției. În jur de 960 de fermieri încă mai așteaptă, motivul acestei întârzieri fiind dosarele cu diferite probleme. La nivelul județului Olt, având în vedere că discutăm despre cererea unică de plată care include și animale și suprafață, au fost un număr de 36.457 de cereri la nivelul anului 2015. Din aceștia au primit subvențiile 98% din ei. Mai sunt de plată 958 de fermieri, fermieri care au diferite probleme, fie din teledetecție la cererea pe suprafață, fie privind trasabilitatea animalelor, pentru că se fac verificări atât pentru animale cât și pentru suprafață. Termenul de plată a subvenției unice s-a prelungit până la 15 octombrie, fără ca fermierii să suporte penalități. S-a ajuns la prelungirea termenului, după părerea mea, pentru că a intrat în vigoare nouul PNDR 2014-2020. Au fost mecanisme mai greoaie și la nivelul Comisiei Europene și la nivelul Ministerului Agriculturii la noi și în această situație s-a ajuns la depășirea acestui termen. Autoritățile dau asigurări că pentru plata subvențiilor pentru campania de anul acesta nu vor mai fi întârzieri.